Citesc Exodul 1 de la 1 la 7. Exodul 1 de la 1 la 7. Iată numele filor lui Israel, intrați în Egipt. Au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gat și Asher. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau 70 de toate. Iosif era atunci în Egipt. Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Fiul Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s a umplut țara de ei. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Astăzi o să fie numai primul capitol din carte Exodul. Uh, nu vă speriați că nu o să fie fiecare vineri doar un capitol, dar astăzi o să fie ceva mai puțin. Uh, câte capitole are Cartea Exodul? Frate Dani. 40. 40 are, da. Uh, cartea aceasta o cunoașteți. Nu mergem, știu de ce nu merge. Așa, bun. Cartea aceasta știu că o cunoașteți și, uh, bineînțeles, singurul scop al studiului, cel puțin asta e ceea ce nu doar că voi munci să fac, asta e cercetarea care. O voi căuta și singura cercetare care o voi căuta este să-l descoperim pe Dumnezeu însuși. Noi nu e altceva. Deci nu -i curs de enciclopedie în care să ne îmbogățim informațiile, ci ceea ce mă interesează cel mai mult dintre toate, și cred că toată Biblia trebuie studiată așa, este să-l descopere pe Dumnezeu și în lumina la, la lucrul acesta viața noastră să fie transformată. Deci dacă mintea noastră este îmbogățită și viața nu e transformată, bineînțeles că nu ajută la absolut nimic. Imaginea de pe ecran este o imagine sugestivă, mai ales pentru această primă parte a acestei cărți. Dar în prima parte a lecției aș vrea un pic să ne ocupăm de partea aceasta de text pe care am și citit-o. N-am citit tot capitolul. Și știu că este o parte aparent introductivă. Sunt câteva aspecte de aici care aș vrea să, să le subliniez în această dupămasă, pentru că mi se par foarte interesante. Cel puțin câteva aspecte interesante sunt următoarele. În lista aceasta care o aveți acolo, să știți că ea nu e pusă în ordinea în care ei s-au născut. Și dumneavoastră știți, povestea din Cartea Geneza, ea ne ajută foarte mult. Deci Cartea Exod este etajul 1, și Cartea Geneza este parterul. Deci nu există etajul 1 fără parter. Știm lucrul acesta. Și acolo în întâmplările pe care le-a avut Iacov cu nevestele pe care le-a avut, știți că ăștia sunt copiii pe care Dumnezeu i-a dat lui Iacov și -o avem acolo pe Lea, care era cea mai mare, pe Rahela, după aceea este Bilha și Zilpa. Și practic și aceste două femei le aduc copii. Dar asta nu este ordinea în care ei S-au născut acești copii. Ce aveți acolo cu roșu, da? Ruben, Sipion, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, sunt copiii lui Leia. Și e foarte interesant într-un fel, abordarea, pentru că cel care a scris cartea este Moise. Și Moise este cel care avea de-a face cu aceste seminții. Nu este ca și cum au trecut oamenii sau generațiile respective sau semințiile respective. Și acum poți să spui orice despre ele într-un mod vădit, într-un mod intenționat, este pusă această prezentare și practic toți, exemplu, gândiți-vă la cei care erau Dan și Neftali. Dan și Neftali, Gad și Asher, erau mai mari decât Beniamin decât Iosif. Decât Beniamin decât Iosif. Dar nu se supărau pentru o astfel de abordare, pentru că și ei știau că sunt, din, că din sunt fiii, nu femeii promise, sau cum să spun, femeii de drept, nevestelor de drept al lui Iacov, și felul în care abordează lucrurile este în, în ordinea, practic, într-un fel a priorităților sau a importanței, într-un anumit fel. Și mi s-a părut foarte interesantă abordarea asta și, prin comparație, aș vrea să vă arăt care este, de fapt, ordinea nașterilor. Deci, ordinea în care, de fapt, ei s-au născut este asta. Deci avem pe Ruben, pe Simeon, pe Levi, pe Iuda... Și acolo în textul din Exod pune pe Isahar și Zabulon. Dar practic înainte de ei s-au născut Dan, Eftali, Gad, Asher și după aceea Isahar și Zabulon și evident Iosif și Beniamin. Foarte interesant de comparat, zic eu, într-un fel, este ordinea în care au fost binecuvântați. Acum nu știu exact dacă este neapărat o anumită ordine, deși, nu știu, nu știu, nu știu sincer, n-am găsit exact înțelegerea la, la ceea ce înseamnă acolo, dar asta este, de exemplu, ordinea în care au fost binecuvântați. De ce am îngroșat pe Iuda? Pentru că zice Iacov acolo, prin Duhul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos se va naște din Iuda. Dacă veți urmări, de exemplu, binecuvântările lor, Ruben, acesta de sus, primul, s-a culcat cu mama vitregă. Și atunci cuvintele de binecuvântare n-au fost cele mai grozave dintre toate. Simeon și Levi sunt cei care și-au luat sabia și-au răzbunat-o pe Dina. Și din pricina aceasta ei au fost puși la comun și binecuvântați oarecum la comun. Dar și cuvintele despre simioși și lebi n-au fost cele mai grozave. Nu putem să spunem că Iuda a fost ușă de biserică, pentru că știm povestea cu Tamar. Dar în ordinea aceasta Iacov îi ia și îi binecuvintează. Nu, nu, nu cred că e neapărat ceva de învățat din asta, dar... Am vrut să, să vedeți această abordare legată de partea aceasta de text, pentru că toate au fost scrise într-un mod intenționat. O întrebare, și am să mă apropiu de anumite profunzimi. Prima întrebare din seara aceasta este asta. Cum s-au înmulțit? Din ce motiv s-au înmulțit? Pe ce bază s-au înmulțit? Pentru că spune scriptura acolo și vreau să vă arăt textul, zice Scriptura că ei au, fost, au ieșit 70 de suflete de toate și fiul Israel zice s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și zice s-au umplut țara de ei. Vreau să fac o specificație, n-am făcut un slide special pentru asta. Zice Scriptura 70 de suflete, dar fiți foarte atenți. Fără nevestele fiilor. Cu alte cuvinte, ceea ce subliniază este că ceea ce interesa pe ei era sânge din sânge. Nevestele sunt, bineînțeles, femei sau fete care au venit prin alipire. Nu au fost sânge din sânge, dar copiii care s-au născut din ei au fost sânge din sânge. Și se pare că abordarea pe care o are este aceea de a merge din, de, de, din sânge în, în sânge. da. Și mi se pare foarte egoistă într-un fel, vă spun foarte sincer și vă spun la ce mă refer. A fost, de exemplu, la un dat aici, în biserică, tot mai veneam vizită, nu știu dacă mai țineți minte, era un bătrânel, care tot venea cu calendare din astea evreiești. Nu știu dacă mai țineți minte. Țineți minte? Bun, eu am povestit cu el, de exemplu, de vreo două ori. Nu, nu, nu l-am mai văzut, probabil că nici nu știu ce s-a mai, întâmplat cu el. Am povestit de dor cu el și, din câte ține o minte, era acolo vecin cu voi. ți minte, Diana? Era în blocul celălalt. Bun. Ideea este în felul următor. El, eu, din câte țin minte, el așa a spus, că un părinte era evreu și un părinte era ungur, din câte țin o minte. Dar dacă îl întrebai ce este, el zicea evreu. Știi și mă gândeam așa, mă, mă, parcă nu-i corect într-un fel, adică și a, cu, combinația asta de idee, de foarte multe ori mi s-a întâmplat să o aud, da? Sunt, ești un predicator care se laudă că e evreu, dar de fapt, e un evreu doar dintr-un părinte. Și sunt multe situații genul ăsta în care uh, evrei, practic, s-au căsătorit cu multe alte niamuri, dar ei spun suntem evrei. Și e aceeași abordare, într-un fel. Știi, chiar dacă mama a fost din Polonia, dacă, dacă te uiți, de exemplu, la războiul mondial, de unde au fost mulți evrei, au fost mulți din multe țări, da? Ei spun suntem evrei. Ca și cum și noi asta și mă întreb, dar ce alte niamuri nu contează? E ca și cum se un român cu un corean, că știu două cazuri, și zicem, ăsta copilul e român. coreeni zic, nu, e corean. Dar e foarte interesant abordarea lor a evreilor. Deci chiar dacă au fost și soții prin alipire, copilul respectiv l au declarat evreu pentru că, nu știu, nu știu cum să, ce să fac cu informațiile astea, doar vi le spun, mi se par foarte interesante abordările astea. Dar vreau să vă arăt altceva care mi s-a părut de asemenea foarte interesant. Nu știu cât se vede galbenul ăsta de aici, că e puțin aici. Asta este dintr-o prezentare care am avut-o la tineret. Sunt două slide-uri acum de care le-am de acolo. Am vrut să le arăt practic cum s-au mulțit oamenii pe pământ și cum au stat lucrurile de-a lungul timpului. Da? De exemplu, această, acest punct indicat acolo, este locul aproximativ al grădinii Eden, pentru că vorbește despre Mesopotamia, despre râurile Eufrat. Bine, erau patru, dar s-au identificat cumva cele două și grădina Edenului a fost undeva în zona respectivă. Deci, până la urmă, nu departe de România, nu departe de Orientul Mijlociu. Ce vreau să vă spun este că, de exemplu, la grădina, în grădina Eden, când au fost scos Adam și Eva, zice, în partea de răsărit. Și după aceea, când vorbește de Cain, de Abel, de generațiile care au urmat după aceea, ei de fapt au rămas undeva tot la poarta grădinei Edenului. În sensul că nu au izbucnit de acolo, au spus, nu știi ce, ne-ai duce încât vedem cu ochii. Practic, oamenii tot acolo au rămas ca zonă. Și Dumnezeu, când l-a chemat, bine, după ce a fost, de exemplu, potopul, uh, corabia lui Noe s-a ridicat uh, pe ape, puțin s-a deplasat de-a lungul potopului și tot undeva în zonă a aterizat, a, a, a rămas. Și oamenii tot, de fapt, în zona respectivă au rămas ca și locație și de acolo... Au început să se dezvolte, dar dezvoltarea, să știți că nu a fost atât de explozivă cum credem noi. Câți, câți oameni sunt astăzi pe planetă? O miliarde. Frate, Petrică, se aude și din vol. Foarte bine. Bun. Știți că în anul 1950 au fost două miliarde jumate? Și că lumea care o cunoaște noi astăzi, care e plină de oameni, numai din 1950 este o diferență foarte mare. Pentru că, a, pentru că, a progresat medicina, pentru că nu au mai fost atâtea războaie și atunci oamenii s-au mulțit. Dar, de exemplu, pe vremea lui Avram, de exemplu, oamenii erau în zona respectivă. De ce vă arăt harta aceasta? Pentru că avem textul ăsta de aici care spune că au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Nu lumea, țara. Oamenii cumva nu s-au împrăștiat, de fapt, nici în vremea lui Avram, peste tot pământul. nu, nu zic, au fost găsite anumite puncte rătăcite, nu știu pe unde, dar puțin oameni s-au dus. Totuși oamenii au căutat să rămână cât de cât împreună. Și foarte interesant într-un fel chestia asta, pentru că lumea de fapt era foarte mare și totuși oamenii cumva au rămas împreună. Hai să vă arăt încă un lucru. Asta este de exemplu, harta de pe vremea domnului Iisus Hristos. Nici pe vremea Domnului Iisus Hristos, de exemplu, Toată Tot continentul acesta al Americii nu era populat, ăsta nu era populat, nici Africa, pracul, nu era populată. Foarte interesantă e populația de aici, din India, asta e India, și aici e partea de China, în partea, partea de est a Chinei. Dar și nici pe vremea Domnului Iisus Hristos nu era încă pământul plin. Nu era pământul plin. Nu mai știu, Cristofor Columb, când, când a plecat, el a plecat undeva de aici și s-a dus exact în zona aceasta sunt puncte de trecere de aici aici dar se poate trece și pe aici în caz că se întreabă cineva cum au ajuns oamenii pe continentul respectiv. N-are importanță. Ideea este că nici chiar pe vremea Domnului Iisus Hristos încă lumea nu era plină de oameni. De asta, de asta când zice Scriptura aici că s-a umplut țara de ei și când te uiți după aceea în cartea Exod și vezi că practic e vorba de vreo șase de mii Păi da, șase de mii, astăzi îi două orașe, sau cât, cât e șase de mii astăzi, da? Nu vorbim de capitale, vorbim de orașe mai mari, nici nu știu cât are Clujul, cât are, nici nu mai știu cât are Sibiu, cât au orașele mari. Da? Și zice că s-a umplut țara de ei. Pentru că încă pe vremea respectivă, și asta este vremea despre care vorbim, încă erau de fapt destul de puțini oameni uh, pe planetă. Bun, rămân la întrebarea, uh, cum s-au înmulțit uh, oamenii și de ce e importantă într-un fel întrebarea aceasta, și vreau să vă explic de ce e importantă, pentru că are de-a face cu Dumnezeu înmulțirea lor. Și sunt două texte. Ăsta din Geneza 15, de fapt, îl cunoașteți, dar vreau să fac o paralelă dintre Geneza 15, uh, Deuteronom, capitolul 10. Asta e Geneza 15. E vorba despre Avram, care are de-a face cu Dumnezeu în discuția respectivă și zice, Doamne, n-am copil, n-am fiu, n-am moștenitor. Și zice Scriptura și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri și a zis, așa va fi sămânța ta. Și care venim din Geneza 12, zicem, ca stelele cerului, Asta cred că, până la urmă, și biserica și toată lumea. Dar e foarte interesant: Deuteronomul cum pune problema și nu este singura, singur verset, mai este încă un verset în Deuteronom. Părinții tăi s-au pogorât în Egipt în număr de 70 de și acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului. Și, într-un fel, promisiunea respectivă, în primul rând, atinge poporul Israel. Ce vreau să vă spun este că. Ceea ce s-a întâmplat legat de mulțirea lor erau promisiunea lui Dumnezeu. Deci, practic, poporul Israel, de la Avram încolo, după aceea Isaac Iacov, ei au intrat în planul lui Dumnezeu. Noi nici nu ne imaginăm ce înseamnă să intri în planurile lui Dumnezeu. Când intri în planurile lui Dumnezeu, ai de-a face cu un Dumnezeu care conduce, ai de-a face cu un Dumnezeu care este stăpân peste toate, ai de-a face cu un Dumnezeu care te ceartă și te protejează în același timp. Vă dau un exemplu. De exemplu, când a venit Balam, invitat de Balak și zice: Blastă-mă pe poporul Israel. Dumnezeu, practic, când te uiți în cartea Numer, vezi că acolo poporul tot greșește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl pedepsește și se supără pe, 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 pe poporul Israel. Dar când vorbește cu Balaam, și se zice: Nu găsesc nicio vină în ei. Deci, când vorbește cu Balaam, Dumnezeu, practic, Dumnezeu protejează poporul Israel. E ca și cum Dumnezeu pur și simplu te face ferfeliță și zice, eu trebuie să te sfințesc pentru că tu nu ești bine înaintea mea, dar dacă cumva diavolul se ia de tine sau se ia altcineva de tine, Dumnezeu zice, eu de fapt nu văd nicio vină în el. Pentru că Dumnezeu când zice, ești copilul meu, cu alte cuvinte zice, eu am dreptul să te prelucrez, dar nimeni nu are voie să te atingă de tine. Și ăsta este Dumnezeul pe care noi îl avem. Și de asta când vorbim și despre mulțirea poporului Israel, noi vorbim practic despre un plan Vorbim despre, despre niște calcule pe niște lucruri pe care Dumnezeu le-a spus și le-a spus că se vor întâmpla. Înmulțirea lor era parte din planul lui Dumnezeu. Și vreau să vă arăt câteva aspecte legate de asta, dar înainte de asta alte texte care au vorbit despre asta. Psalmul 105, Psalmul 106 și Fapte 7 vorbesc despre poporul Israel și despre Egipt și despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Astea sunt alte texte le citesc. Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult, deci Domnul i-a mulțit foarte mult și i-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Exodul 1 cu 20, deci dacă ei au fost 6, de mii, înseamnă că probabil egiptenii au fost mai puțini. Exodul 1 cu 20, Dumnezeu a făcut bine moașelor, da? poate că și ăsta a fost un factor, zice, și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Și Geneza 46 cu 3, și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeul, Dumnezeul Tatălui tău, nu te teme este te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un iam mare. Deși, vă spun foarte sincer, eu am luat hârtia și am încercat să fac niște calcule. În 400 de ani, de la 70 de oameni, câți copii trebuie să aibă de fiecare familie să ajungă undeva la 600 de mii? Și noi nu știu ce neapărat de a complica. Până la 4 un copii de familie și ai rezolvat. De la 70 ajung la 600 de mii. Știi, făcând generații din 40 în 40 de ani, așa le-am calculat, cu generații din 40 în 40 de ani. un om până la 40 de ani ar fi trebuit probabil să aibă deja 3-4 copii. Caleb, de exemplu, zice, sunt bătrân și avea 6 de ani, deci deja vârsta oricum scăzuseră, și oamenii deja până la 40 de ani am aveau copii. Și atunci am calculat din generație în generație. Deci calculul n-ai putea să spui, măi, e supranatural, au avut ăștia, frate, așa, vreo 15 copii, dar Dumnezeu de familie. Nu, calculul era până la urmă unul normal. 4 de familie și au ajuns la 6 de mii, nu nicio problemă. Dar Dumnezeu nu pune problema uh, matematic uman. Deci nu pune problema matematic uman. Dumnezeu, și asta este o altă referință, că de fapt sunt mai multe, este o altă referință în care, Dumnezeu, în care arată Scriptura că mulțirea lor era o promisiune din partea lui Dumnezeu. Hai să, să o spunem altfel. Copiii dă Domnul. Și cei care avem copii știm lucrul ăsta. Copiii îi dă Domnul. Chiar dacă știm ce înseamnă reproducerea și biologia și anatomia și mai departe, copiii dă Domnul. Și zice Scriptura în fapte acolo, se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeul lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Deci asta, ăsta era planul lui Dumnezeu. Și sunt doi factori care vreau să vorbesc despre, despre lucrul acesta legat de mulțirea aceasta, care era după planul lui Dumnezeu. Doi factori. Unu, ce este prima o întrebare, de deci, în primul rând afirmația asta totul era bazat nu pe calcul matematic, ci planul și făgăniuțelor lui Dumnezeu. Asta e prima întrebare care credeți că au fost lucrurile care au împiedicat înmulțirea lor și mai departe. Și al doilea aspect este împotriva lui faraon, despre care aș vrea să vorbesc în această în această după masă. Care credeți că au fost lucrurile care au împiedicat înmulțirea lor și mai departe? Și avem practic călătoria lor prin pustie după aceea, câți doar două imagini din această călătorie. Dar întrebarea este asta: care credeți că au fost lucrurile care au împiedicat înmulțirea lor și mai departe? Și aș vrea să ne cercetăm înaintea Lui Dumnezeu, pentru că ăsta e răspunsul. Deși vedem atâta tensiune cu faraon și cu problemele de acolo, răspunsul este nu faraon. Cei mai mulți au murit în pustie pentru că Din pricina pedepsurilor lui Dumnezeu și din pricina păcatelor proprii și a înfrângilor din lupte pe care le-au avut. Ce interesant. Nu din pricina vrăjmașului, ci din pricina lor. Și vreau să vă arăt un verset care are o mare tensiune acolo. Știți când a fost scris versetul ăsta? După ce au murit Core, și Abiram, dar deja până atunci au fost și alte răscoale, și alte răzvrătiri, alte pedepse al Dumnezeu, deja au murit. Din 60.000, de mii, dacă spui au murit 10.000 mii sau 30 de mii, nu-i puțin. E destul de mult. N-am calculat procentaj să văd. Din șase de mii, cât e 30 de Cât? 5% Știți că baptiștii sunt 0,8% sau cât sunt din populația României. 5% Și asta este numai unul dintre tensiunile de acolo. A doua zi zice, toată adunarea copiilor lui Israel a cărtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. și de ce? Pentru că Dumnezeu, de-a lungul... Uh, mersului prin pustie, tot fel de oameni au murit. Și și în situația aia, deși deja erau cimitirele pline, zice Scriptura, și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ce interesant! Să umbli cu Dumnezeu, nu e atât de ușor cum pare. Cine umblă într-un mod real cu Dumnezeu, știe ce înseamnă să fie topit. Prelucrat, încercat, schimbat de Dumnezeu. Acea încrâncenare pe care o are o, o, o asta, oala de lut, când își bag olarul degetele în ele și simți că n-ai niciun control, n-ai nicio putere să zici nu. Pentru că Dumnezeu, când pune mâinile, n-ai cum să scapi. Și de asta au zis ei acolo. Deci expresia aia, voța a omorât pe poporul Domnului, era și o sperietură și o nemulțumire în același timp. Adevăr că noi ne-ar plăcea să mergem cu Dumnezeu fără niciun pic de pagubă, fără greutăți prea mari. Și să știți că răspunsul este, nu se poate. Și dacă am predicat ceva, mulțirea lor au fost exact lucrurile astea. Pedepsele și înfrângerile personale. Și aș vrea să cumva să ne cercetăm și noi înaintea Lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că, practic, nu putem da vina pe diavolul. Să știți. Noi nu putem să dăm vina pe diavolul. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este mai puternic ca diavolul. Niciun demon nu poate să stea înaintea Lui Dumnezeu. Niciun demon. Partea asta cu îndrăciții, de exemplu, e ceva ce mi se pare foarte familiar și ca subiect și ca realitate și așa mai departe. Avem pe îndrăgitul din Gadara. Zice deci Scriptura că rupea lanțuri. Păi sunt câini puternici care nu rup lanțuri și cai care nu rup lanțurile. Dar demonii rup lanțurile. Și la un singur cuvânt al lui Hristos, demonii au plecat de acolo. Pentru că Hristos este puternic și Dumnezeu are autoritate asupra tuturor lucrurilor. Deci nu poți să dai vina pe faraon. Dacă este cineva vinovat vreodată, sunt eu în umblarea cu Dumnezeu. E vorba despre păcatele mele, e vorba despre neascultările mele, despre abaterile mele, despre nemulțumirile mele, despre cârtirile mele, despre toate lucrurile care nu-i plac înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să revenim la, la povestea aceasta pentru că intrăm practic acum din versetul 8 încolo. Și e povestea pe care o cunoașteți legat de Faraon, întâmplările pe care le cunoașteți și este, de exemplu, textul acesta, care are niște detalii care, de fapt, sunt importante. Și de ce sunt importante? Când știi, când cunoști Cartea Geneza și când vezi râul lui Dumnezeu, care înseamnă planul Dumnezeu, care vine din Cartea Geneza, și îl vezi pe Faraon care zice, știți ce, Lasă că fac eu baraj. Și Dumnezeu zice, nu, tu nu faci baraj asta, De asta, detaliile astea, de fapt, sunt foarte importante. Peste Egipt, zice, s-a ridicat un nou împărat. Nu-i nicio problemă, ești nou împărat, nu-i nicio problemă, dar zice, care nu cunoscuse pe Iosif. Și la un dat, zice el, venit să ne arătăm dibaci. Și este un text care mi l-am uitat în bancă, care spune așa din proverbe, că nici în înțelepciunea, nici sfaturile, nimic nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu. Deci, dacă sunt oameni care fac ședință împotriva Planului Dumnezeu, nimeni nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu. Și zice, Faraon, veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Ce nu cunoștea Faraon? Nu cunoștea nici pe Iosif și nu cunoștea nici Planul Dumnezeu. Asta este un tipar pe care l-a trăit Faraon. Dar să știți că tiparul acesta l-am văzut în diverse situații că e foarte real. Necunoașterea sau cunoașterea parțială sau cunoaștere slabă a lucrurilor, orice, orice tip de cunoaștere, cum să zicem, cunoaștem lucrurile, noi tot ceea ce vorbim, vorbim bazați pe cunoaștere. Bazați pe ceea ce cunoaștem și poate și pe ceea ce vorbim, luăm decizii. Exact asta a făcut și Faraon. Numai că deciziile trag după ele ca o căruță, uh, trag de, uh, consecințele, care nu vin neapărat imediat. Dar ăsta este un tipar care poți să-l vezi în, în, viața, în viața lui Faraon. Dar fiți atent ce spune Scriptura aici. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se mulția și creștea. De-aia am zis că nu Faraon stătea împotriva Împotriva mulțirilor. Dar cu cât îl asopreau mai mult, cu atât se mulțea și creștea și s-au scârbi, zice, de copiii lui Israel. De ce? De ce nu puteau să-i oprească cu adevărat? Și de unde mai știu că, că totuși au trăit, de fapt, mulți bărbați. Pentru că Moise, de exemplu, a fugit din Egipt. Și zice scriptura că a stat în Madian 40 de ani și după 40 de ani Dumnezeu îl cheamă. Păi după ce se întoarce Moise și iasă împreună cu poporul Israel din Egipt, acolo erau mulți bărbați. Păi dacă i-ar fi omorât pe toți bărbații, nu mai erau bărbații respectiv la 40 de ani. Dar erau acolo. Pentru că Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Când Dumnezeu când spune poporul ăsta trebuie să mulțească, poporul ăsta să mulțiască, Și de asta, ceea ce spune acolo ăsta, faraon zice, hai să ne arătăm dibaci. Dibaci. La ce să te arăți tu dibace? Zice, ca să nu crească. Zice, exact nebunia pe care au avut-o la turnul Babel. exact același tip de nebunie. De ce? Zice, de ce, de ce s-a mulțit poporul? Pentru că Dumnezeu avea cu totul și cu totul alt plan. Și aș vrea să mă apropiu de încheiere. și pun întrebarea asta. E, legat, e extrasă din viața lui Faraon, din abordarea lui Faron ce faci când nu îl pui pe Dumnezeu criteriu de referință? Pentru că nu-l cunoști, pentru că diverse motive. Ce faci când nu îl pui pe Dumnezeu criteriu de referință? Și răspunsul este simplu. Ăsta. Te pui pe tine. Știți de ce zic asta? Din pricina textului ăsta, și au pus peste ei spărnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Totul era despre el. Asta se întâmplă când nu este Dumnezeu criteriul de referință al vieții personale. În momentul respectiv, triumfă sinele. Și ce putem noi cel mult să ne facem? Statui. Monumente. Și după aceea, dacă am fost cât de cât faimoși, sau destul de faimoși, o să fac alții tururi plătite ca să ne viziteze monumentele. Și poate mai e și câte un evlavios care ne pupă monumentul. Și în sistemul ăla care era acolo, care era o nebunie, era chiar un sistem anti-Dumnezeu, ăsta e pe ultimul slide. Aș vrea să vă arăt ceva extraordinar, care știu că știți, dar când stai și te frămânți cu, cu, ceea ce se întâmplă acolo, e pur și simplu incredibil. Dar moașele sau temut de Dumnezeu. Deci ai acolo pur și simplu un nebun care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care vorbește, care acționează, care decide, care manipulează, care domină, care este tiranul sistemului. Un anti-Dumnezeu personal și un sistem anti-Dumnezeu. Și ăștia de, acolo nu sunt bărbați, nu sunt nici lideri de biserică, sunt femei nu sunt nici apostoli, nu sunt nici citiți în ale Scripturilor, dar, spune Scriptura așa, dar moașele s-au temut de Dumnezeu. Și ce interesant la textul ăsta și la, la, versetele astea? Pentru că vii așa, pas cu pas, verset cu verset, și vezi în sfârșit pe cineva, nu care-i contra, dar pe cineva care știe ce crede. Într-un mod sănătos. Și de Scriptura, dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Dumnezeu a făcut bine moașilor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr, pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Vă întreb pe dumneavoastră, după ele, care sunt următorii pe listă care au făcut ce au făcut ele? s-au temut de Dumnezeu și au făcut ce au spus Dumnezeu. Și răspunsul este că Biblia nu scrie de nimeni decât de Moise după aceea. Că Moise și el după ce au a auzit glasul Dumnezeu i-a fost frică, dar până a ascultat de ceea ce a spus Dumnezeu. Și vreau în seara aceasta să vedeți că există un sistem și există o lume care este așa cum este. Nu putem da vina pe diavolul, nu putem da vina nici chiar pe sistem, nici pe lumea în care trăim noi. Întrebarea este, dacă decidem, de exemplu, în seara asta, sau în ce ne privește pe noi și prezentul în care suntem, dacă decidem asta, indiferent de context, cât de greu ar fi, moașele s temut de Dumnezeu. Și vrea în această seară să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu voința. Și să rugând rugăm Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute, ca indiferent cât de greu ne va fi. Că nici acum nu sunt ușoare și nu vor fi ușoare. Cât trăim pe Pământ, nu va fi ușor. Dar indiferent de greutățile pe care le vom trăi, nimic, dar nimic, să nu locuiască frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu să ne fie uh, referință, Dumnezeu însuși să ne fie persoană de referință. Și Dumnezeu să ne ajute la la această umblare cu frică de Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și un frate și o soră, care doriți, vă rog să ne conduceți în această rugăciune.